Oamenii au început să aibă un interes mai aparte pentru Jurilovca, au venit au văzut că există într-adevăr sau din păcate, dacă putem spune, și case abandonate, așa cum se întâmplă în toată țara până la urmă, dar pentru mine e o satisfacție personală că în ultimul timp aceste case încep să renască prin achiziția lor de către persoane, exact cum spuneați, din toată țara până la urmă, dar ponderea e într-adevăr Constanța, București, Prahova. Și a începe tot orășeanul cu o casă de vacanță. Ulterior a devenit, prin pasiune, o reședință permanentă. Au contribuit la toate acestea întreaga familie, toți membrii familiei, dar momentan mă descurc pe forțe proprii pentru că așa este la ora actuală situația. Suvenir din Dobrogea, conceptul pe care l-am construit, reprezintă în primul rând multietnicitatea Dobrogei. Eu n-am reușit să strâng foarte mult decât etniile care sunt de jur în și de jur împrejurul Vișinei. Am contribuit și personal la aceste costume pentru că una din pasiunile mele este broderia manuală și mai ales cea de inspirație populară. Și pe lângă costumele populare am reușit să strâng foarte multe obiecte ce am mai putut găsi în gospodăriile țărănești? Obiecte vechi lucrate manual. Uh, unul dintre scopurile acestei gospodării este și să promoveze și meșteșugul uh, rural, dar și celelalte îndeletniciri ale omului de la țară.